ați vorbit cu Constantinescu, v-a lămurit ce s-a întâmplat, ați înțeles ce... Da, Mihai a fost agresat de niște romi, de câte am înțeles, în cartier, nu la el, la Mario, era în vizită la Mario, a ieșit de la un supermarket și a intrat într-o altercație, să zic așa, verbală, a fost provocat, el poate a răspuns și a fost lovit de către un individ. Cred că se fac demersuri necesare și cei implicați în a ancheta această situație trebuie să-și facă treaba. Nu este normal. Bine că nu s-au întâmplat lucruri mult mai grave, nu știi. În ziua de astăzi, mai bine îți vezi de treaba ta, păstrezi distanța, îi lași în pace, încerci să ignori, pentru că sunt fel și fel de oameni, fel și fel de... nu știi ce au consumat, fel și fel de poate să vină unul și să, Doamne ferește, să se întâmple o chestie mult mai gravă. Da? Da, el e speriat. A trecut speriat. Peste această situație. Nu este speriat. Iar mai glumeam cu el, i-am spus, bă, ce n-a reușit Baxevanos să facă cu capul, a reușit să facă altcineva cu pumnul. Bine că s-a întâmplat doar atâta și nu a fost un incident mult mai grav.